Misiune îndeplinită pentru pompierii din Tulcea, chemați astăzi să salveze un suflet nevinovat. Un cățel maidanez a ajuns, numai el știe cum, pe marginea unui bloc de 3 etaje. L-au văzut câțiva oameni miloși care au chemat ajutoare. După câteva încercări, câinele a fost adus în siguranță cu picioarele pe pământ. Vă întrebați poate cum a ajuns cățelul din imagine să-și petreacă dimineața alături de porumbei din cartier. Greu de spus. Totul a început când o doamnă din zonă, căutându-și propriul câine, a văzut cum un alt cățeluș era gata să alunece de pe acoperișul unui bloc în construcție, înalt de 30 de metri. Câinele maro este pentru câinele negru. Și dacă câinele maro e pe casă, și câinele e tot aici. Cățelul negru este recuperat de stăpâni pe scări. Agonia patrupedului maro însă continuă. Vecinii au pus mâna pe telefon și au chemat pompierii. Nu e ușor să stai cocoțat pe marginea unui imobil de 3 etaje. În scenă intră alergând salvatorii. Sar peste un zid, priviți cu teamă de alți iubitori de căței din zonă și, după ce ajung pe acoperiș, prin metode specifice, reușesc să prindă animalul. Cățelul este salvat. Nu e prima oară când pompierii sunt chemați să-l scoată din impas pe cățelul amator de înălțimi. Același patruped a mobilizat brigada de pompieri din Tulcea și în primăvară, când s-ar fi cățărat tot pe un acoperiș. În fine, după ce l-au mustrat puțin, dar și recompensat ca să uite prin ce a trecut, vecinii speră să nu mai repete isprava.